Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. Să vorbim de Delia, supărată, s-a simțit și jignită din cauza afirmațiilor mamei lui Dediș, dar și din cauza lui, ce a zis, că e vulgară și toate astea. Da. A intrat la telefon tatăl ei și a zis să nu mai plângă, că ea plângea. Ea plângea, nu că s-a despărțit de Dediș, oricum nu-l iubea, nu era nimic între ei, s-a despărțit de el de comun acord, cel puțin așa au zis. Și plângea că era supărată, era nervoasă, avea și motive, normal, de furie plângea. Și îi zice tatăl ei, nu mai plânge, tu nu ești fată să plângi. Ea zicea, ștergându-se loc, nu plâng, sunt fericită, dar plângea în continuare. Apoi a întrebat acasă dacă sunt toți bine, a spus că sunt bine și o susțin toți și foarte bine, toată familia, rudele și vecini ce mai are. Și el spunea că are emoții, că n-am vorbit niciodată la televizor, el zicea că și are emoții. Iar nu știu de ce să fie supărată, n-ar avea niciun motiv pentru că n-a pierdut nimic. El oricum trăiește în evul mediu cu mama lui cu tot și... Ea e o fată mai emancipată. Nu că e că țin cu ea, nu țin cu ea, dar oricum e mult mai emancipată ca el mult. Și altceva despre Delia, după tascul cu ou s-a făcut o mizerie în casă, a căzut ouă pe jos, au călcat peste ele, le-au umplut. S-a dus și a curățat și în casă și pe scări și afară în balconul acela. Foarte frumos din partea ei, apoi s-a dus la camere, a mulțumit susținătorul, a mulțumit familiei. A să nu-și facă griji, că a trecut ea și prin lucruri mai rele, ca toată lumea, bineînțeles. Și știa ce să aleagă, oricum n-a fost sigură pe Dediș. Și nici el. Ați văzut, cum să spui așa ceva? Hai să ne sărutăm să vedem dacă simțim. Eu știu că întâi simt și după aia urmează sărutul, nu invers. Dar cine mai înțelege pe Dediș, mai ales? Să vorbim de... Laura, Cristian, mama lui Cristian și Antonia. Ia să vedem ce au mai făcut, ce prostii au mai zis, pentru că zic și prostii la un moment dat. Laura și Cristian stăteau de vorbă după ce au văzut, bineînțeles, ce spunea Valentin. A venit și mama lui. Mama lui n-avea treabă, am văzut că l-a îmbrățișat, a zis că e fericită. E normal, cu așa băiat. Și Laura voia ceva să spună, nu știu exact ce, dar vom afla, bineînțeles, în live, și îl spunea, te rog, niciun cuvânt. Ea zicea, dar dacă mă întreabă și trebuie să spun părerea, el spunea, niciun cuvânt. Apoi nu știu ce au vrut să spună cu asta, ceva ce știu doar ei doi. Și Laurei poate îi frică că se află. Apoi Daniela sta de vorbă cu Floarea, bunica, de fapt, ca și mamă, cheală crescută a lui Valentin, despre ce și-au spus băieții. Și Daniela, după cât am înțeles, nu știe nimica despre toate astea. Asta e lucrul între băieți. Să știți că sunt multe mame care nu știu ce fac băieții, mai ales când băieții au vârstă, că nu... Poți să-i urmărești când au peste 20 de ani, 30, n-ai cum. Și Daniela era supărată așa, era foarte supărată, a și plâns, apoi și-a făcut o cafea și s-a uitat în cafea, că ea crede în cititul în cafea, în cărți, în astea, zicea că înainte să intre la mireasa, și-a făcut o cafea și s-a uitat și că a văzut drumul lor în emisiune, că o să fie mai întâi mai greu și după aia o să fie mai ușor. Să vedem dacă e adevărat. De obicei, ce zice cafea, e adevărat și eu cred în asta. Am văzut că s-a dus afară să îmbrățișeze un copac, mai era cu o fată, s-au dus să o liniștească Maria, a venit o îmbrățișat-o. E plăcută în casa mireasa, am văzut de fete, chiar e plăcută. E și calm așa, nu se ceartă, nu țipă, mie îmi place de ea. Bob, continuare de Daniela, Laura și Cristian.
A fost o ceartă în casa fetelor. Se auzea de la băieți cum strigau, Antonia plângea, explica ceva doamnei Daniela. Valentina a auzit, era și Cristian, dar Cristian era la țigare, nu a auzit nimica. Valentin s-a dus la ușă să asculte, să vadă ce se întâmplă, pentru că nu știa ce se întâmplă. Și Daniela zicea, păi da, că tu cauți subiecte, că vrei să faci materiale. Iar Antonia spunea că nu vrea materiale, da, exact asta vrea materiale. Mai zicea Antonia că s-a făcut de râs în emisiune, perfect adevărat. Și că băiatul doamnei Daniela manipulează oamenii, asta nu știu, s-ar putea să fie așa, s-ar putea să nu fie, eu știu doar ce văd în casa mireasa. Iar Daniela îi spunea că e frustrată și apoi a lăsat-o Antonia, a lăsat-o și s-a urcat în dormitor și s-a dus la Laura și a vorbit cu ea de Cristian, pentru că, după informațiile ei, Cristian a vorbit-o de rău la băieți și Laura a zis, păi și tu ai vorbit urât de el. Iar zice Antonia, păi da, am vorbit, dar nu am înjurat. Știu că a vorbit atunci când zicea că nu-l vrea, că o să chelească. Da, au vorbit câteva minute bune în contradictoriu. Zicea Antonia că nu crede în cuplul lor. Iar mai târziu era Laura în pat cu Cristina și fetele, Antonia s-auzea vocea ei, era și Delia, se certau, se contraziceau, sunt foarte multe contraziceri, chiar se contraziceau. Prima dată Laura n-a zis nimic, apoi s-a ridicat și a întrebat ceva, a zis despre ce vorbiți voi acolo. Și Delia m-a auzit-o că zicea, fac ce simt. Face ce simte. Păi să facă ce simte. Cel mai bine. Iar au apărut discuții de la mâncare. Asta e în fiecare sezon, nici măcar nu mă miră. Și vorbeau mamele că cineva a mâncat din nou toată carnea de pe pui, au făcut pui, mamele cred că au gătit, și cineva a mâncat toată carnea și a lăsat oasele. Da, iar vine Maria și zice, iar am rămas fără pui. Apoi bunica lui Alexandru zice că Antonia are bulimie, că știe că mănâncă și după aia vomită. Asta e, să știți că foarte grav. Nu știu unde găsește staful, ba depresiv, ba cu bulimie, ba cu tot felul de boli. Parcă ar fi sanatoriu. Au venit să se căsătorească, nu să se trateze. Bineînțeles, dacă apare ceva, nu poți să lași concurentul sau să-l elimini dacă are ceva. Să apară atunci. Dar dacă vine deja cu o boală, atunci de ce mai fac analize? Eu știu când am, înainte să intru cu 2 săptămâni, am fost și în carantină și plus că am făcut toate analizele, tot. Am făcut și test psihologic, să vadă, dar nu cumva vrem să omorâm pe careva, 100 de întrebări la testul psihologic. Să știți, foarte, foarte serios a fost. Da? Și control ginecologic a făcut femei la 70 de ani aproape. Deci, nu știu acum dacă să mai fac analizele, dar trebuie să îi caute la cap mai bine pe unii dintre ei. Da? Că a auzit-o în baie cum își băga degetele pe gât să vomite. Nu știu ce se întâmplă cu fata asta, Antonia. Eu nu o văd bine absolut deloc. Plus că se contrazice în continuu singură. Ba-l vrea pe Valentin, ba nu-l vrea. Am văzut că la task-uri a participat cu el, la task-ul cu ou, el a ales n-avea pe cine și voia să participe. Și apoi nu-l mai vrea, că-l vrea pe Albert, cu toate că Albert a spus clar că nu vrea să aibă, chiar nu vrea cu nicio fată. Deci nu pot să o înțeleg și nu poate nimeni. Chiar și prezentatoarea a spus că nu înțelege ce spune. Liviu, proaspăt intrat într-un cuplu, a primit o scrisoare
Știți că a mai primit el, că se așadă departe de Iuliana și n-a ascultat, a primit o scrisoare și a spus că nu o să mai fie votat, că ați văzut. Ați văzut și la top, da. Dar el a spus că se gândește la viitor și nu vrea să asculte de sfaturi și bine face. Pentru că nu vrea să-l îndrume nimeni cu cine să facă cuplu. Dacă el vrea să facă cu Iuliana și îi se pare că se potrivește, că se potrivesc amândoi, atunci să facă. Am mai primit și scrisoare de la prieteni, le-am mulțumit, foarte fericit. Am văzut-o și pe mama lui că foarte grijulie era cu Iuliana. Citeau niște scrisori, Iuliana citea de la familie, de la prieteni, chiar am râs că cineva îi spunea, nu mai vorbi cu tu, fată, chiar am auzit-o vorbi, tu, fată e urât de înțeles că nu e destul de educată, sper să nu mai aud vorbind, și familiei a spus să mai trimite mesaje pe Antena Play, apoi a primit și scrisoare de la vecina ei, care zicea că vrea să o cunune, dar o să o cunune doar cu Liviu și spunea, te aștept acasă cu Liviu, dacă vrei să te căsătorești cu el și noi o să te cununăm doar cu el. Și a și specificat de două, trei ori că doar cu Liviu și să-și asculte inima. Am văzut că asta face. Nu, eu nu, de fapt nu-i văd nici potriviți, nici nepotriviți, încă nu m-am pronunțat în, despre cuplu Liviu-Iuliana. Să vedem evoluția lor în casa Mireasa, cum o să se înțeleagă, pentru că ați văzut, se fac și se desfac cupluri, nu doar opresc cunoașterea. Până acum s-au stricat două cupluri. Bine, nu erau cupluri sudate, nici măcar nu se potriveau, dar vorbim de un cuplu, așa că vom mai avea surprize. Albert deja se crede cel mai tare băiat, cel mai frumos, cel mai cel din casa Mireasa, toate fetele umblă după el și el le refuză pe toate pe rând așa. Acum a venit și rândul Mariei să o refuze, a zis că nu se vede cu nicio fată din casă, deci i-ar fi vrut că trebuie să facă un cuplu, altfel o să intre la eliminare cât o fi ea de în top. Și am văzut că și Eliza nu vrea pe nimeni, nici ea nu vrea pe nimeni, nu știu ce cu concurenții ăștia. Intri la emisiune matrimonială și nu vrei pe nimeni. A vorbit și cu Cristi. Maria spunea că nu mai vrea nimic cu Albert și bine face, că nu e, ea nu-i genul să insiste. Cum a făcut și Andrada și Antonia au insistat, s-au ținut după el. El a spus clar, nu vrea. Și vom vedea pe cine o să aleagă Albert, pentru că, sau poate nu o să aleagă pe nimeni, pentru că în casă deocamdată nu place pe nimeni și oricum, în afară de Andrada, pe care nu o vrea, asta e sigur, toate sunt mai mari ca el, toate sunt. Să vedem ce o face nehotărâtul de Albert. E și foarte tânăr de căsătorit, nu trebuia să vină în casa Mireasa, nu trebuia să vină absolut deloc. Nu știu ce l-a adus, cred că pentru experiența sau pentru că e muzician, așa cum a zis, să-și facă și el puțină reclamă și ce zice, mă duc acolo, le torn niște minciuni, aberații, cum că sunt gata să mă căsătoresc, că tot zic așa. Stau cât o-i sta și după aceea, numai bine, știe că emisiunea Mireasa e foarte urmărită, își face și reclamă. Pleacă și după aceea poate să fie chemat la evenimente. Cam așa merg treburile în casa Mireasa, să știți, cam așa merg. A fost un task seara în casa Mireasa, concurenții și-au ales partenerii, cupluri sau foste cupluri sau în cunoaștere. Trebuia să răspundă la 15 întrebări cu da sau nu, cât de bine se cunosc între ei. Au format echipe, erau separați, nu să se poată uita unul altul, iar Mariana, mama săptămânii, ia nota acolo. Ei răspundeau, scriau și
s-au departajat trei cupluri, apoi ultimii care au răspuns cei mai bine a fost Antonia și Valentin. Am văzut că ea striga de bucurie, a sărit de acolo, l-a îmbrățișat pe fostul, sau cum să-i spun, fostul ei din cuplu. Nu știu încă, dar o să aflăm în live. Cred că o să primească un date afară. Că de asta spuneam mai devreme, că nu o înțeleg. Când e cu el, când e fără el, nu o înțeleg absolut deloc. Dar nu contează. Date-urile chiar sunt binevenite, mai ales când stai închis acolo, măcar jumătate de oră să poți ieși afară în oraș, să mai vezi lumea, să mai vezi orașul, orice, să vezi doar ca să pleci de acolo. Așa că îi felicit cu ocazia asta. Cred că au fost deja la date, nu știu încă, că n-am văzut nimica. Oricum, ei doi nu se potrivesc, așa, să se căsătorească, zic, dar la nărav și la stilul acela de ceartă, că ați văzut cum caută și Valentin și ea, amândoi caută ceartă în casa mireasa, dar mai ales Valentin ce are cu Cristian, ceva secrete au ei între ei, iar Antonia și ea are o grămadă de secrete, dar secretele lor, și eu să știți că respect pe cine are secrete, nu, niciodată n-am căutat să descos, spune-mi și mie secretul, păi dacă îl spune nu mai e secret. Și poate acest om vrea să rămână secret. Și eu la fel fac. Nu spun secretul. Toți avem. Acum vreau să vorbesc în încheiere despre doi dintre concurenți, o fată și un băiat. Vreau să încep cu Alexandru. A sunat tatălui, a vorbit foarte frumos, foarte civilizat și a spus că o place pe Cristina. Dacă o place băiatul, trebuie să o placă și familia. Da? A vorbit și de nepoți. Și era foarte încântat, iar Alexandru emoționat, păi a intrat tatălui, normal să fie emoționat. Poate o să intre și în casa mireasa, pentru că ați văzut acum ultimile trei parcă sezoane, poate să intre și familia, prieteni, oricine poate să intre să își vadă concurentul. Apoi Alexandru a primit pachete de la familie, i-au scris și scrisoare, toți sunt de acord cu alegerea lui. Și mie mi se pare că se potrivesc. Chiar mi se pare că e un cuplu foarte serios. Nu că mi se pare, chiar e. După părerea mea, e un cuplu destul de serios în comparație cu alte cupluri. Iar fata este vorba de Georgiana, care s-ar putea, sau dacă nu știu, dacă a părăsit casa mireasă, a sunat tatăl ei și a spus că trebuie să meargă repede, 2 săptămâni sau 3, pentru că are proces cu tatăl băiatului, pentru copil ceva. Știți că are băiat de 3 ani. Cam 2 săptămâni zicea că trebuie să fie acolo și s-ar putea să plece Georgiana. Dacă nu a plecat, încă nu știu, n-a arătat nimic, n-am văzut, n-am informația asta, dar vom afla, bineînțeles. Eu nu înțeleg pe Georgiana. De ce? De ce să vină la casa mireasa, sau poate a văzut sezonul 7 și a văzut că merge, cum a fost Maria, a intrat mai târziu, a făcut cuplu, a și câștigat, a avut băiat de 8 ani, dar nu merge la toată lumea, nu toți se îndrăgostesc de mămici, dar vom vedea, poate o să spună în live-ul de astăzi, o să urmărim și o să ne informăm. Cam asta a fost până acum. Vă rog să vă abonați la canalul meu, vă mai rog încă o dată și la revedere!